Președintele Consiliului Județean Buzău va lansa în luna august programul județean de dezvoltare locală. Pe modelul programului național de dezvoltare, Consiliul va ajuta primăriile care nu au bugete să dezvolte proiecte de infrastructură. În luna august vom lansa, deci am avut discuțiile, deci lucrul îl vom face, programul județean de dezvoltare locală. Am ajuns la un consens că trebuie să facem și lucrul ăsta. Putem împreună să facem anumite proiecte care, chiar dacă nu au o valoare mare materială, au o valoare de importanță vitală chiar pentru cetățenii în anumite zone. Chiar și o extindere de apă de un kilometru contează enorm pentru niște oameni care cară apa de la 10 km. Contează poate mult mai mult decât tot aurul din lumea asta. La acest moment se lucrează la ghidurile de finanțare, astfel încât până în luna august să fie trasate toate criteriile în baza cărora ajutoarele financiare vor fi acordate. Pentru a beneficia de PJDL, primăriile vor trebui să cofinanțeze proiectele dorite. Dar bineînțeles că nimic nu-i gratis. Fiecare trebuie să vină cu o cotă parte. Păi noi nu suntem trezorerie. Da, dacă aș avea o poveste pe ușa aia să intre banii și pe ailantă să-i scot, n-ar fi niciun fel de problemă. Dar în loc să te coste, eu știu, microfonul ăsta pe tine direct 10 lei, nu te va costa decât 4 lei. Președintele Consiliului Județean a declarat că prin acest proiect nu se dorește creșterea influenței și a puterii politice, ci sprijinirea comunităților mici. Nu vom intra într-o poveste să facem noi, să ne facem, eu știu, baron, baronaș. N-avem nicio treabă. Licitațiile se vor face tot la UAT-ul respectiv. Ar fi o nebunie să încarc aparatul aici. Programul județean de dezvoltare locală ar urma să se desfășoare pe o durată de 3 ani și ar viza finanțarea unor obiective din domenii precum sănătate, educație, apă, canalizare, energie termică și electrică, iluminat public, transport, drumuri, salubrizare, cultură, culte și sport.